Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la Acces Direct. Invitatul special din această ediție este primarul general al Capitalei, domnul Ion Ceban. Domnule primar, bine ați revenit la Acces Direct. Bună seara și bine v-am găsit. Toată lumea sau Facebook-ul este plin cu un singur subiect, strada Creangă, care este în reparație și care provoacă o serie de nemulțumiri, atât pentru cei care obișnuiau să meargă pe această stradă, cât și pentru cei care sunt nevoiți să stea în ambuteiaje pe străzile adiacente, în mod special Vasile Lupu. Care este situația la zi și ce le-ați explicat cetățenilor nemulțumiți de ce se întâmplă pe această stradă? Știm foarte bine, nu-i mulțumești cu una, cu două pe cei din Chișinău, dar în general din toată țara. În primul rând vreau să-mi cer scuze pentru acest disconfort care este creat, dar altfel nu putem să intervenim, deci nu putem repara fără ca să avem probleme de trafic sau probleme aferente acestor reparații. Cert este un singur lucru, pentru că lumea ne întreabă când, în ce condiții. Contractul este încheiat în conformitate cu standardele general acceptate. Asta înseamnă că termenul stabilit în contract este martie 2022. Ce facem noi este exact ca și în cazul cu strada Albeșoara. Încercăm să urgentăm lucrările în teren. Obiectivul de bază pentru strada Creangă este să ieșim în această toamnă, nu mai târziu de sfârșitul lunii octombrie, cu strada deja dată în exploatare. Se lucrează în echipe multe în teren, chiar dacă am văzut că există unele critici că unii muncitori nu sunt atât de antrenați sau activi. Vreau să cunosc cu toată lumea că suntem în monitorizare zilnică. Un pic ne dă peste cap orarul stabilit inițial. Deci avem o întârziere de aproximativ o săptămână și jumătate de la ceea ce era deja determinat. Plus că mai avem o situație mai dificilă pe partea de rețelele subterane care trebuie să le pozăm. În zona străzii Coca până la rondul de la Ion Creangă, deci până la calea ieșilor, intersecție cu Ștefan cel Mare. Aici inginerii au identificat câteva probleme care sunt însăși în stratul de jos, realizat încă în perioada sovietică, și proiectanții împreună cu inginerii, regiile de toate tipurile, sunt în proces să identifice această soluție. Chiar astăzi am avut o ședință la acest capitol. Urmează să vedem cum putem să urgentăm aceste lucrări. Sper că timpul nu va fi atât de ploios cum arată prognozele, pentru că se mai greșește la aceste prognoze și vom putea lucra mai activ în teren, dar în orice caz, deci astea ar fi termenii limite. Acum, la insistența mea personală, vreau să vă comunic că în perimetrul străzilor Belinski și Alba Iulia am zis să dăm peste cap un pic planurile inițiale, nu să mergem exact la vale, dar să descoperim cel puțin acest segment până la stratul de uzură, deci până la stratul final. La începutul lunii iunie, mijlocul lunii iunie, iar către mijlocul lunii iulie să putem această porțiune deja să fie disponibilă pentru trafic. O altă problemă este aici, iarăși o să ne cerem scuze în fața locuitorilor municipiului Chișinău, faptul că vom interveni pe strada Belinski și aici urmează să vedem deja cum o să conectăm aceste două artere și cum o să fluidizăm traficul. Oamenii ne-au întrebat despre faptul dacă există sau nu există transport suplimentar. Vreau să știți că există și rute suplimentare de troleibuz și alt transport suplimentat pe aceste porțiuni. Evident că nu ajunge, evident că este disconfort în trafic. Discutăm și cu poliția cum putem aceste lucruri să le aranjăm jos în perimetrul calea ieșilor, pe Vasile Lupu, dar și în alte părți. O noutate bună este că pregătim și o nouă rută de troleibuz, despre care vom anunța suplimentar în viitorul cel mai apropiat, deci ruta care se conecteze sectorul Buiucani
cu nemijlocit Albișoara, ceea ce discutam. Avem, practic, pe final de asamblare 10 unități cu mers autonom de troleibuz. O să avem și o altă rută care se conectează în premieră, haideți, după mulți, foarte mulți ani, care se conectează Ciocana de Botanica, dar cred că despre asta vorbim. Noi să mai discutăm despre troleibuz. Dumneavoastră personal și ca funcționar, dar și ca locuitor al acestui oraș, sunteți mulțumiți de cum decurg lucrările de reparație? Fie că vorbim despre strada Ion Creangă, fie că vorbim despre lucrările de întreținere pe alte artere. În primul rând, eu locuiesc în sectorul Buicani. Asta nu este o noutate. Și eu, ca și toți ceilalți care locuiesc în acest sector, dimineața și seara, sunt în aceeași situație ca și locuitorii din sector sau cei care vin în sector. Mi este cunoscut, nu din auzite, acest subiect. Plus, eu sunt practic în fiecare sâmbătă alături de colegii mei în inspecțiile frontale care sunt făcute în teren. Acum vreau să cunoașteți că viceprimarii, responsabilii, supraveghetorii tehnici sunt acolo în fiecare zi. Strada Creangă este o stradă pe care avem instalate și camerele video, care în orice moment le putem activa să vedem ce se întâmplă în regim real. În ceea ce ține de calitatea lucrărilor, evident, cum ziceam, există această supraveghere tehnică, plus avem echipe de monitorizare suplimentare. Noi ne-am ciocnit de o problemă la nivel de municipiu și ne ciocnim în continuare, nu voi ascunde acest lucru, de partea asta legată de control. Fiecare proiect oricum trebuie să aibă partea asta de supraveghere tehnică, dar avem foarte multe proiecte în realizare concomitent în municipiul Chișinău, fie că este în parc, fie că este în scoar, fie că este în curte, fie că este în stradă. Și aici e și o mică problemă legată de oameni. Acum examinăm suplimentar cum putem face echipe multidisciplinare, interdisciplinare, din diferite direcții și regii, pentru a lua la control mai riguros acest proces. Cât ține de intervențiile pe teritoriul municipiului Chișinău, pentru că aici e buba cea mai mare, recunosc și am spus-o în repetate rânduri, eu cred că cineva de la Ministerul Economiei trebuie să-și prezinte demisia în mod cert pentru dezastru pe care îl avem astăzi. La momentul de față, noi, municipalitatea, nu avem asfalt cald și nu doar noi, și marea majoritate a tuturor celor care trebuie să intervină pe teritoriul Republicii Moldova, începând cu data de 1 ianuarie 2021, au fost legislativ, normativ, schimbate reglementările cu privire la aceste tipuri de asfalt și alte lucrări, trecerea de la gostul sovietic și standardul care ulterior era deja în aplicare până în anul 2020 la standardul european. Foarte bine! Salutăm această inițiativă, dar, cum am zis, spre mare regret, autoritățile centrale, și aici mă refer anume la Ministerul Economiei, nu a pregătit terenul pentru aceste tranziții. Astfel, noi nu putem interveni în marea majoritate a cazurilor unde avem gropi substanțiale pe teritoriul municipiului Chișinău. Am găsit o soluție de alternativă parțială, să spun așa, dacă vedeți inclusiv calea ieșilor care nu este departe de oficiu unde stați dumneavoastră sau alte străzi, deci gropile care sunt de până la 5-7 cm, standardul este 5, să le putem aplica cu injectare, este un mecanism care este foarte răspândit atât în regiune cât și peste hotare, dar gropele mari, astăzi stăm cu banii în cont, stăm cu contractele licitate, bine, avem unele clarități pe aceste contracte, dar cu certitudine, astăzi nu avem companii care să fie certificate pentru a ne propune astfel de servicii. Asta înseamnă, ceea ce spuneți dumneavoastră, prin deducție simplă sau printr-o matematică foarte simplă, înseamnă că lucrările fie vor întârzia de reparație, fie că nu vor avea loc în acest an. Iar cetățenii sunt nemulțumiți. Dumneavoastră,
reamenajați parcurile, scoarurile, dar nemulțumirea în raport cu starea carosabilului este mult mai mare, mai ales șoferii care mai puțin ajung în parcuri și în, și în scoar. Eu circul din Ciocana până în cartierul Sculeni și marele drum făcut și cu care s-a laudat atât de mult fostul primar Chirtoacă, strada Lecorso, este deja într-o stare destul de de proastă. Și asta în condițiile în care vorbim doar despre un singur sens, cel spre sectorul Rășcani. Cu siguranță și ați menționat și dumneavoastră Caleieșilor, unde există gropi foarte mari. Nu cunosc despre celelalte străzi, dar cu siguranță, sau artere mari, dar cu siguranță situația nu este una diferită. Situația este foarte proastă, este adevărat, și situația este proastă peste tot. Acum vreau ca să cunoașteți că în mare măsură noi avem matrice de intervenții și ea va fi, chiar dacă vom găsi o soluție, pentru că noi ne identificăm acum căi pentru a începe intervențiile, haideți să zicem, cât de curând posibil. Eu am zis că dacă în 2-3 săptămâni de zile nu se rezolvă la nivel central, ne vom asuma într-un fel sau altul aceste responsabilități cu toate lucrurile care derivă din acest context. Eu încerc acum să identific soluții cu absolut toată lumea. Suntem în discuții permanente și cu Autoritatea de Stat a Drumurilor și cu antreprenorii. V-am zis, eu am o impresie, pentru că în ianuarie, în februarie, în martie, în aprilie, am tot insistat, ne-am certat la propriu, acum vorbesc foarte sincer, deci au fost până la nivel de scandal în incinta unor instituții și am avut impresia că pentru prima dată la solicitarea mea au fost convocați oameni care sunt operatori în, domeniu. Deci drumarii nemijlocit, laboratoarele, deci autoritățile centrale, locale. Și când ziceam că avem matricea de intervenții, vom face acest lucru. Problema este că întârziem și întârziem substanțial. Ori aici aceste lucruri în fiecare zi aduc pagubi, inclusiv celor care circulă pe carosabil, persoanelor care dețin autoturisme, pentru că reparațiile ulterioare sunt foarte, foarte scumpe. Care a fost agenda reparațiilor pentru acest, sau care este încă agenda reparațiilor pentru acest an? Noi avem câteva tipuri de intervenții. Primul tip de intervenție este cel care se face înaintea sezonului rece sau în perioada sezonului rece. Este vorba despre asfaltul rece care trebuie să fie aplicat pentru a evita dezastrele care sunt în iarna. Da? Se îngheață, se dezgheață, omăt, deci zăpadă, precipitații diferite, diferențele de temperatură, și atunci noi în principiu am avut acoperite gropele, dar ele se descoperă odată cu începerea sezonului mai cald, adică primăvara. Primăvara, începând cu luna martie, în mod normal ar fi trebuit să avem începute lucrările cu asfaltarea caldă. Și aici ne referim nemijlocit la frezare, la aplicarea straturilor noi. Am avut licitații lansate, dar, repet, aceste licitații erau lansate în baza GOST-ului. Și atunci, dacă nu greșesc eu, la 23 martie, deja după multe, multe scandaluri, când am zis că o să aduc și mașini cu asfalt frezat în fața ușilor ministerului responsabil, au început să se miște lucrările și lucrurile, au fost stabilite rețetele, dar astăzi, final, nu sunt soluțiile pe masă. Deci cineva, după părerea mea, nu s-a asigurat de tranziție. Deci în luna martie noi ar fi trebuit să începem aceste lucruri masiv pe teritoriul municipiului Chișinău. Și reiterez, noi eram pregătiți atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere logistic, pentru că pentru prima dată nu am lăsat doar la discreția întreprinderii municipale ex-drupo
aceste lucrări, dar am încercat să identificăm soluții pentru contractarea serviciului. Acum suntem cu licitații finalizate pe standardul EN, dar sunt alte probleme despre care am menționat mai devreme. Bun, sunt minus două luni, practic, la dispoziție de care aveți și toamna, dacă va fi una cu precipitații multe, înseamnă că va fi dat peste cap, în general, toate planurile de reparație a drumurilor. Aici nu am finalizat, pentru că avem o altă latură pe care vrem să o punem în vizor în acest an, este intervenția în cursele blocurilor locuite, atât cu reparații capitale. Vom avea primele 35 curți care le vrem model. Este vorba despre carosabil, trotuare, parcări, infrastructura. Ați anticipat întrebarea cu curțile blocurilor. Dar aici insist să căutăm soluții și pe acoperirea celor blocuri care sunt cratere, de fapt, vulcane de ani de zile, unde nu s-a intervenit deloc. Știți, eu câteodată mă uit la televizor și văd unele reportaje când lângă o groapă care de 50 de ani tot așa arată groapa asta, iată, ce credeți, e foarte prost, e prost, tot Chișinău, lucrurile stau urât. Dar pas cu pas, încet, vom ajunge să tratăm aceste probleme. Este adevărat ce spuneți dumneavoastră, dar aceste gropi nu au apărut de la sine în mare parte. Aceste gropi au fost create indirect de către companiile de construcții care într-o anumită zonă își ridică un bloc sau traversează acel drum. Și atunci apare întrebarea, de ce aceste companii nu își iau responsabilitatea să repare drumul? Iar acestea sunt lăsate de izbelește. Sunt foarte multe curți și cred că vă pot da și eu foarte multe exemple, inclusiv cursele pe care le traversez când ajung acasă. Este adevărat ceea ce spuneți dumneavoastră. Nu aș vrea să punem toată vina pe companiile de construcție. Ei au partea lor de vină și unde puteam interveni, cum a fost, de exemplu, la Ashgabat sau în alte zone. În mod normal, este corect ca după ce aceste intervenții se fac, după ce se fac construcțiile în curțile blocurilor locuit, în care, în mod absolut corect, nu ar trebui să fie aceste construcții în cursele blocurilor locuite. Acum, deja este altă latură a problemei. Ce facem cu aceste construcții care s-au realizat pe spațiu verde sau pe terenurile de joacă sau din contul spațiilor publice existente? Am zis, noi suntem pentru abordarea extensivă, nu de a intra în aceste curți și a face acolo bazaconi. De asta, acum, documentele nu sunt eliberate, deci pentru astfel de intervenții. Dar aveți perfectă dreptate și aici lucrează echipa de juriști pe partea de reglementare. Trebuie să fie abordarea legislativă, ea nu poate fi doar la nivel de CMC sau, de exemplu, Primăria Municipiului Chișinău, prin care, în mod normal, constructorii sunt obligați pentru infrastructura aferentă acelor entități pe care le-au construit să contribuie la 35 de curți, ați spus dumneavoastră. Cum au fost selectate? Vorbim despre toate cartierele din capitală sau vorbim despre un sector anume unde se va începe și 35 de curți sunt doar, nu știu, în Botanica, în Buiucani sau... Sunt distribuite în toate sectoarele din municipiul Chișinău. Vrem să începem, vrem să arătăm oamenilor că putem să acționăm și altfel, dar, repet, nu doar această concentrație pe aceste 35 de curs de bloc, pentru că vin ca și solicitări în baza unor clasificări, plus că aici avem autoritatea centrală care, direcționat cu destinație specială, a spus că acestea ar trebui, iată, de exemplu, în acest an, în perimetrul acestor străzi, acolo erau vreo 70 de adrese, dar bugetar, pentru că zic că doar pentru aceste 35, doar pentru intervențiile pentru carosabil, trotuare, parcări, sunt aproximativ 58 de milioane de lei, ceea ce este o sumă destul de mare. Acum noi suntem în identificarea altor surse pentru a acoperi ceea ce v-am zis în alte curs de bloc, ca să nu fie cineva dezavantajat în această istorie. Cuiva face frumos, dar cineva rămâne cu o gaură după tancul nu știu care plimbat, să zicem așa. De asta, problema este că în infrastructura orașului astăzi se investește enorm de mult, dacă să luăm în comparație cu anii precedenți. În același timp, la capitolul venituri,
și la capitolul de transferuri sau capacități bugetare, cu toate că au fost modificate unele taxe, cu toate că scoatem la licitație. Noi suntem în premieră astăzi, atât pentru cele puțin peste 60 de gherete care au fost licitate pe parcursul anului 2020 și 2021 început, sunt aproximativ 100 de milioane contracte încheiate. Bine, că n-a fost încasat toată suma, că există un orar de achitări, dar ca să ne dăm seama cât a pierdut Chișinău până acum. Sau, de exemplu, până în ziua de astăzi, noi nu avem niciun teren funciar deci cedat așa cum se întâmpla anterior. Reiterez, când a fost acea ședință cu scandal, renumită cu trasul de urechi, atunci au fost peste 800 de terenuri date pe sub masă. Deci sute de hectare, ca să mă înțelegeți. Noi astăzi am scos, la începutul anului 2021, câteva terenuri, foarte puține, da? Și anul trecut, la fel, foarte puține. Terenuri neînsemnate. Deci nu poți să zici că, iată, o mare interes era față de ele. Și s-au încasat 35 plus 45 de milioane de lei. Sumă enormă. Vă dau un exemplu, că doar a 10-a parte din acele terenuri care au fost date pe sub masă, probabil că astăzi ar fi constituit, bine că nu am făcut o analiză în detaliu, dar intuiesc din ceea ce pot să văd din acele licitații pe care le-am desfășurat. Repet, niciun teren pe sub masă, totul transparent și la licitații funciare deschise. Deci dacă noi am încasat 80 de milioane așa, a 10-a parte din acele peste 800 de loturi ar fi constituit poate câteva sute de milioane așa. Toți banii ăștia ar trebui să meargă în infrastructura drumurilor. Noi trebuie să luăm o scurtă pauză orașului. Noi trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară, domnule primar. Pe mine mă interesează de a doua parte să vorbim puțin despre câți bani a adus Ion Ceban în bugetul primăriei prin transparentizarea acestor procese de privatizare sau dare în folosința unor bunuri ale municipalității. Doi, o altă întrebare și mai mult politică și speculată în ultima perioadă, când vă detașați total de echipa PSRM și vă formați un partid separat, că cam asta discută unii în ultima perioadă. Vorbim neapărat și despre gherete, care văd un război total dus de primărie împotriva construcțiilor ilegale, gheretelor și teraselor amenajate aiurea în capitală și doi sau și altele, achiziția de autobuze noi, că toată lumea așteaptă transport modern în capitala Republicii Moldova, dar și ultimele ploi torențiale ce au scos la iveală și care sunt observațiile pe care le-ați face și în raport cu cei care administrează cartierele, sectoarele, dar și în raport cu ce s-a întâmplat până acum. Luăm o scurtă pauză publicitară, revenim în câteva minute. Am revenit în studio, vă întrebam înainte de pauză câți bani a reușit să aducă Ion Ceban în primărie sau în municipalitatea Chișinăului în urma transparentizării acestor procese de privatizare sau dare în chirie. Nu știm foarte bine cum se dădeau înainte spațiile cu 0,000005 lei pentru metru pătrat, în timp ce valoarea sau piața indica 10 de euro pentru anumite spații. Bine, dumneavoastră m-ați întrebat, eu am spus doar de două componente, să spunem, gheretele care astăzi nu sunt finalizate procesele de licitare, mai mult decât atât că trebuie să fie actualizate, trebuie să fie inclus și zona asta cu florile, cu presa, cu pavilioanele, se gândesc colegii noștri, cu stațiile de așteptare, cu multe alte aspecte, dar iată, elementar, doar aceste două componente sunt peste și licitațiile funciare desfășurate deja. Sunt doar aici peste 170 de milioane de lei, ceea ce nu este deloc puțin. Acum vreau să cunoașteți cât și arenda, adică ceea ce ne mijlocise de data anterior, tot vine la licitație în mare măsură. Aici tot aveam încasări interesante, plus, disciplina financiară, astăzi suntem pe partea, în pofida COVID-ului, suntem pe partea de creștere a veniturilor din taxele locale la această etapă și dacă să corelăm în dinamică bugetul, este până când sustenabil, să zicem așa, în pofida tuturor greutăților. Ceea ce este foarte grav, acum repet, o spun public, repet și încă o dată o spun public, este faptul că municipiul Chișinău este foarte dezavantajat
în raport cu orice localitate din Republica Moldova. Mă referiți la încasările la buget? Mă refer la faptul că în 2015 și ulterior deja au fost operate modificări substanțiale la ceea ce ține de finanțele publice locale. Astăzi, când un agent economic ne întreabă, dar ce se întâmplă, uite, în fața mea, eu vreau ca să fie reparat trotuarul sau că eu plătesc impozite, corect. Eu plătesc impozite, foarte corect. Păi, din acele impozite pe care le plătesc agenții economici, persoanele juridice, primăria municipiului Chișinău încasează zero. Deci, zero. Nu mai găsiți așa ceva undeva în Europa sau în altă parte. Noi suntem singura capitală care avem o astfel de distribuție a veniturilor corelate cu cele la nivel central. Deci noi contribuim cu miliarde de lei, ca să înțelegeți. Și în mod normal susținem toată Republica. Iar nouă ni se întoarce practic nimic. Și situația devine tot mai critică din perspectiva faptului că an de an cresc angajamentele sociale. În raport cu cetățenii. În raport cu cetățenii. Și asta este normal, dar asta la fel este reglementat în ceea ce ține de politica bugetar-fiscală la nivel național. Deci ei acolo cresc lucrurile, respectiv sau recolerează fie la rata inflației sau alte alți indicatori. Iar noi aici majorând partea respectivă, prin obligațiunile pe care trebuie să le realizăm, scădem din potențialul de investiții pentru infrastructură. Da, de asta faceți parte din acea mare confederație a autorităților locale din Moldova, care, am să o spun franc, deseori face și jocuri politice în loc să se detașeze. Asta din perspectiva de a face un lobby, în sensul bun al cuvântului, în raport cu autoritățile centrale pentru a schimba legislația și a sprijini municipalitatea Chișinăului cu realocarea anumitor sume sau schimbarea proporției de contribuție la bugetul public național. Acum nu vreau să vorbesc doar în numele colegilor din alte primării, a locuitorilor municipiului Chișinău. Vreau să fie o poziție unică a primarilor și nemijlocită a calmului. Eu am avut o discuție săptămâna trecută, dacă ați observat, am lansat și un apel public în acest sens pentru a susține descentralizarea și autonomia locală pentru toate comunitățile. Noi ne confruntăm marea majoritate cu aceleași probleme, probleme legate de salarizare, care trebuie să revăzute și actualizate. Probleme legate de distribuțiile financiare, pentru că am zis că în aceste contexte ar fi foarte bine să avem acea abordare pe care am propus-o, 25% pentru primării și localități, 10% pentru Bălți și Chișinău, 10% pentru primăriile mari din raioane, orașele nemijlocit, dar și multe alte propuneri. Acum am agreat cu colegii de la Calm că ar fi foarte bine și eu sper să fie susținut acest subiect, pentru că politicienii vin, se duc, deci acum o să vină după vot. Noi știm, eu singur am făcut acest lucru pentru că am avut și mandate de deputat, dar cred că este timpul ca cei care vor să intre în Parlament, mă refer acum la toate partidele, de la stânga la dreapta, să-și ia angajament public în fața comunităților locale, primăriilor, consiliilor locale, pe câteva domenii fundamentale. Am zis, salarizare, alocarea surselor financiare, participarea în diferite proiecte echitabil, deci nu, și evident cu o campanie cât se poate de curată în acest sens, și eu cred că acest lucru este posibil. O să vedem, mai mulți colegi din Calm au solicitat, au salutat acest lucru. Noi am zis că suntem la nivelul primăriei municipiului Chișinău. Nu doar pentru primăria municipiului Chișinău, ca să nu se creeze impresia că vrem să punem accent doar pe capitală. Am zis că suntem gata să punem la dispoziție expertiza juridică, deci că oricum avem cei mai mulți juriști pe partea asta legată de analiză economico-financiară. Dacă este nevoie, suntem gata să discutăm cu absolut toată lumea în acest sens și să găsim cele mai optime soluții. Credem că în aceste condiții ar fi momentul oportun să vorbim
astăzi cu partidele politice, la modul propriu, fără politică, fără nimic, nu mă interesează, sunt gata să fac front comun astăzi cu orice primar, fie că el este galben, roșu, albastru, verde, fără afiliere politică, ca să mișcăm aceste lucruri înainte. Pentru că de altfel ne va fi complicat la toți. Apropo de partide, și vă întrebam înainte de pauză, când Ivan Ceban se va detașa de foștii colegi de la PSRM și își va crea propriul partid? Fiindcă asta se speculează în ultima perioadă și se vorbește tot mai mult despre faptul că intenționat sau ați fi finanțat de către cineva pentru a crea propria formațiune politică. Nu sunt finanțat de nimeni, nu am zis că am o intenție acum sau în viitorul apropiat să mă lansez în politică, mai ales pe cont propriu sau ceva de genul ăsta. Nu mă detașez de echipa cu care am lucrat foarte mult timp împreună și care avem relații foarte bune. Asta nu înseamnă că nu sunt și relații tensionate câteodată. Eu sunt un tip mai specific, colegii mei mă cunosc. Și atunci când ține de interesele municipiului, când ține de lucrurile care sunt importante, eu am avut relații foarte complicate și cu guvernul, nu este un secret, am spus-o întotdeauna, atât pe gestionarea pandemiei, cât și pe alte componente, proiecte, dar întotdeauna am reprezentat interesele în aceste condiții a locuitorilor municipiului Chișinău, pentru că ei sunt cei care ne-au delegat în funcțiile respective. Am înțeles. Revenind la capitală, voiam să vă întreb, cât de ușor merge campania de, să nu zicem de salubrizare, dar de reamenajare sau schimbare imaginii Chișinăului prin demontarea gheretelor amplasate aiurea, prin demontarea teraselor de vară, mai ales că am văzut acum recent o acțiune destul de curajoasă prin scoaterea acelei terase din scoarul Catedralei Mitropolitane. Și doi, dacă ați primit deja semnale din partea celor care ar dori să se răfuiască cu primarul Ivan Ceban că le-ar fi stricat business-ul. Bun, aici putem vorbi mai mult. Sunt sigur că există neplăceri și presiuni din partea agențiilor de publicitate care aveau panouri în oraș. Sunt sigur că există și presiuni și din partea altor agenții economici care au fost nevoiți să se conformeze legislației și să-și dea seama că nu mai sunt timpurile primarului precedent, când orice autorizație se dădea când se dorea, cum se vroia și cu cât se dorea. Deci primul lucru vreau să spun că nu sunt deloc un primar comod pentru astfel de oameni. Și evident că semnale sunt foarte multe. Eu am mai spus despre acest lucru. Evident că sunt foarte mult afectate interese diferitor grupuri de persoane sau persoane nemijlocit. Aceste semnale sunt transmise, inclusiv s-au încercat la anumite etape și prin intermediul unor reprezentanți chiar și din organele de drept. Eu îmi fac conștiincios treaba și cred că fac ceea ce trebuie. Pentru că dacă să ne referim la acel spațiu abundent de panouri care a existat și tot a zis că iată cineva va fi înlocuit, iată că nu este nimeni înlocuit. Da? Am spus, trebuie să curățim orașul de aceste lucruri urâte, pentru că ele erau lucruri urâte. Dacă intrați acum în calea ieșilor în rond sau vă duceți la Hristobotev sau vă duceți la intersecția Dacia cu Decebal, sau mergeți pe Mihai Viteazul, unde erau acele panouri, sau veniți de pe Aleco Rosso, dacă veniți spre Grigore Vieru, astăzi vedeți cupola catedralei. Deci s-a deschis orașul. Da, a fost nevoie de o intervenție dură și da, am dat jos peste 2000 de dispozitive de publicitate de tot felul. Sigur că oamenii sunt supărați și mi s-au transmis tot felul de mesaje în acest sens. Sigur că ei sunt agenții de publicitate, mai fac și altfel de lucruri prin care încearcă să defaimeze, să zic așa. Nu pot acuza pe cineva concret, dar știu că se întâmplă și știu că s-au plătit și bani pentru a-mi șterbi imaginea într-un fel sau altul. Bani mari? Nu pot să cunosc acest lucru, știu că se întâmplă, pot să văd și eu din ceea ce se întâmplă în diferite spații publice, ceea ce se întâmplă la Consiliul Municipal Chișinău, grupurile de lobby care sunt mai departe. Avem peste 1000 de gherete evacuate din municipiul Chișinău, în special din străzile centrale. Bine, o parte din ele au revenit undeva în cartiere și acolo încercăm să monitorizăm situația, încercăm să împăcăm toate trei componente din zicala veche, și lupul, și oaia, și varza, pentru ca
oamenii să vadă că există și o perspectivă, există o tranziție, în special pentru cei din domeniul serviciilor, croitorie sau multe altele, că ține și de locurile de muncă. Evident că avem probleme cu companiile de construcții, pentru că la această etapă oamenii întreabă, da, uite, noi intervenim acolo sau acolo. Noi intervenim acolo unde sunt competențele noastre legale. Acum putem să ieșim la nivel de primar sau nu știu cine, protestatar, să dăm jos, pentru că nici abilitățile, nici alte aspecte legate de partea juridică nu ne permit în aceste condiții. Dar vreau să cunoașteți că liberarea documentelor noi este din acele peste 1200 de acte, astăzi în conformitate cu legislația. Nu putem noi să intervenim și noi am solicitat competențe suplimentare, inclusiv pentru tare în exploatare a clădirilor, să fie cumva vizată primăria aici. Avem un pachet de documente în acest sens pregătit, dar iată că nu avem un parlament funcțional. Urmează să vedem cum ajungem la nou parlament. Și dacă vom ajunge. Da, și atunci avem construcții începute anterior, în care nu putem să facem mare lucru. Da? Le retragem autorizațiile, se duc în instanța de judecată, le restabilesc, dar la eliberarea actelor noi ținem cont de toate standardele și facem tot posibil să fim cât se poate de corecți în această privință. Repet, din cele peste 1200 de acte eliberate în perioada de un an și jumătate, avem aproximativ 5, poate 10 care sunt cu întrebări. Întrebări din partea mea. Acum, vedem cum o să deruleze lucrurile în continuare. Am mers și pe formula organizării ghișeului unic de intrare, ieșire a documentelor în domeniul construcției. În general, muncim acum asupra acestui ghișeu unic, că suntem pe ultima sută de metri în organizarea fizică, cel puțin în incinta primăriei, dar și conectarea acestor domenii de e-petiție, deci petiția care să fie făcută online. Dar iarăși, sunt necesare mai multe lucruri care țin de reglementare la nivel central. Revenind la construcții, am avut o emisiune, iarăși după bătaie din primărie, cu unul dintre colegii noastre, cu domnul Dinar Cojocari și un consilier din partea fracțiunii municipale PPDA, cu care am vorbit despre acel plan urbanistic. Întrebarea este dacă vom ajunge să-l avem vreodată, iar Chișinăul, într-adevăr, să arate nu ca un șantier haotic, așa cum se întâmplă anterior, ci unul în care se construiește și se repară după o logică anumită. Noi vedem un monument de arhitectură cu un nivel, iar alături vedem zeci de etaje care strică în totalitate imaginea acestui oraș. Foarte corect spuneți dumneavoastră despre acest lucru și vreau să reconfirm că astăzi astfel de documente nu mai sunt eliberate pentru situații despre care menționați. Da, avem o situație critică, de exemplu, în curtea blocului la liceul Gheorghe Sache. Da? Și acum tot noi scriem scrisori de la diferite instituții care au abilitatea de a interveni și a opri aceste lucruri. Repet, noi când intervenim pe partea care ține de primărie, sunt contestate în instanța de judecată. Asta nu înseamnă că trebuie să dăm mâinile jos, dar aveți perfectă dreptate în ceea ce ține nemijlocit de și aici, dacă ați observat, am solicitat și viceprimarului de Ramură să prezinte câte clarificări au fost pe toate aceste probleme existente, în special în blocurile construite sau în proces de construcție. Și aștept ca acest raport să-mi fie prezentat cât se poate de curând. Am reiterat această poziție la câteva dintre ședințele operative, toate nivelele de intervenții care pot fi făcute, dacă s-au realizat, pentru a disciplina, să spunem așa, constructorul. Păi, iată, cei care vin din construcții sunt o altă zonă care tot ne transmit diferite semnale. Terasele și tot așa mai departe, ceea ce spuneți, șuri, garduri, aiurea. Apropo, evacuarea din centru a fost cu scandal, în culise vorbim, nu vorbim despre ce s-a văzut în public. Știți, noi ne-am obișnuit deja că ele toate sunt cu diferite, deci nivele de intervenții, tot felul de sunete, nu știu pe unde, dar oamenii s-au obișnuit că nu mai merge. Deci nu, dacă noi suntem aici orientați să facem regulă, facem regulă. Dacă trebuie să mobilizăm inclusiv forțele de ordine, care nu sunt, iată, o altă latură, pentru că, repet, îmi doresc foarte mult ca poliția să revină în
capitală ca și entitate a capitalei, pentru că astăzi poliția se supune Ministerului de Interne, deși avem o colaborare foarte bună. Sau iată cum s-a întâmplat la acel centru comercial din sectorul Râșcani, că tot lumea ne întreba de ce a fost dat jos, pentru că a fost pus neautorizat și noi vrem acum să aprobăm nou cod de design, regulamentul cu privire la publicitate, unde să fie aceste fațade cumva, reglementate, pentru că, repet, deci ceea ce se întâmplă, dacă mergeți pe Ștefan cel Mare, mai găsiți șorți, lingerie intimă în fața de... Apropo, dumneavoastră, dacă nu greșesc, ați fost viceministru al educației. Am fost. Ar fi foarte bine să se intervină și la autorizația atunci când... sau să se intervină și la denumirele sau la scrierea corectă a limbii române, fiindcă există atâtea greșeli și arătăm atât de prost atunci când vedem o inscripție mare, roșie, albă, cu greșeli gramaticale. Le luăm etapizat pe toate și eu cred că încet cu încetul o să le ducem la bun sfârșit. Ceea ce vroiam să duc ca și mesaj, că există o mare foarte rezistență, dacă primarul Ion Ceban nu este comod și nici n-am de gând să fiu comod pentru astfel de situații, comod trebuie să fiu în ceea ce ține de interesele locuitorilor municipiului Chișinău. Ori aici ele sunt de partea esteticului vizual, dezvoltării urbane, chiar dacă este greu, că s-a făcut bazaconie atât în orașul ăsta că te duci pe Creangă, dacă tot la Creangă am început să discutăm, acolo sunt zeci de lucruri făcute aiurea cu furtul proprietății publice, cu tot ce vreți acolo, magazinaș peste ghiretuță, ghiretuță peste terasă, terasă peste nu știu ce, panou, le scoatem, lumea se supără, evident că există această doză de supărare, dar comunicăm. Da, soția, familia nu v-a spus niciodată, Ioane, la ce îți trebuiește ție acest mandat de primar? Deci dușmani ai o sumedenie, amenințări sunt sigur că cu sutele. Stătea bine mersi în Parlament, cu mandatul de deputat, liniștit, veneai la timp acasă, fără nervi, ne vedeam sau petreceam weekendul frumos în familie, fără ca să ieși sâmbătă și duminică să faci inspecții pe nu știu ce șantier. Bine, eu cred că aici... chiar dacă este destul de complicat, pentru că asta este probabil unul dintre cele mai mari regrete, că foarte puțin timp reușești să acorzi familiei, ori timpul trece foarte repede, copiii cresc foarte repede și trebuie să găsim o balanță în această privință. Este adevărat ceea ce ați spus, că uneori plecăm foarte devreme, iar alteori venim foarte târziu și aici nu mă refer doar la mine, este întreaga echipă de la primărie sau cel puțin cei care sunt implicați foarte mult în acest proces. Dar soția mea este foarte înțelegătoare și cred că și copiii respectiv cumva găsim o poziție cum să îi împăcăm. Și plus că am zis că duminică să oferim măcar jumătate de zi, dacă nu ziua plină, pentru a petrece timpul cu ei. Apropo de copii, vine 1 iunie, începe vacanța de vară, pandemia și așa și-a spus cuvântul asupra procesului educațional și asupra manierei de a gândi a copiilor. Ce se va întâmpla în această vară, din perspectiva taberelor de odihnă, din perspectiva locurilor de agrement, plaje, pentru toată lumea, nu zic doar pentru copii, că este și sezonul de concedii, ținând cont și de riscurile existente și persistente din cauza COVID-19. Eu cred că noi, la nivel de municipiu, cu toate complicațiile care au fost, repet, 70% din presiunea pe sistemul medical a fost totuși la nivelul municipiului Chișinău, pe spitalele strategice, și aici vreau să mulțumesc o dată în plus tuturor celor implicați, autorităților, nemijlocit autorității în sănătate, administrațiilor, instituțiilor. Eu cred că este o echipă extraordinară de oameni care s-au dedicat foarte mult. Medicilor nemijlocit care în această perioadă foarte grea au reușit să facă lucruri extraordinare. Acum, încet cu încetul, scoatem aceste spitale strategice din circuitul COVID. Chiar astăzi dimineață și ieri seara am vorbit cu conducerea Arhanghelului Mihail.
pentru a ieșirea treptată din zona COVID. Avem alte spitale deja ieșite. Vrem ca pe final să rămână doar centrul la Modexpo, antrenat în proces pentru orice eventualitate. Acum, orientarea de bază este pentru procesul de vaccinare și avem peste 40 de puncte de vaccinare în municipiul Chișinău, inclusiv centrul municipal de vaccinare, mai recent deschis la piața centrală. Acum discutăm cu Regie Transport Electric, avem un concept mai larg cu conducerea Ministerului de Resort pentru o nouă locație în centrul capitalei. Urmează mai multe tipuri de vaccin pe care le avem în disponibilitate și astăzi, în această etapă, invităm oamenii să se vaccineze. Pot alege inclusiv din vaccinul cu care nemijlocit se pot vaccina. Revenind la subiectul verii și tabelelor de vară, dacă ați observat, de ce am început cu partea asta de COVID? Pentru că noi am făcut tot posibilul ca să avem o abordare etapizată cât se poate de corect, atât față de agenții economici, chiar dacă a fost față de unii mai dur. Poate chiar uneori ne-am și contract cu Comisia Națională, am avut și ieșiri pe cont propriu, începând cu sau asumări de acțiuni pe cont, pe cont propriu, cum a fost deschiderea școlilor, deschiderea teatrelor, deschiderea spațiilor verzi. În pofida diferitor abordări, noi nu putem îmbăca toată lumea, sunt și critici, sunt și să zicem așa, apreciere în acest sens. Noi nu căutăm aprecieri, noi căutăm cum să găsim o soluție optimă pentru toată lumea. Revenind la vară, ați văzut că la 15 mai am deschis și havuzurile extraordinare pe care le-au criticat foarte mulți anterior și care astăzi adună lume multă în spațiile publice. Vrem să punem în valoare spațiile publice pe care le avem în Chișinău. De asta aici, alături de dumneavoastră, este un parc extraordinar dat în exploatare acum de Ziua Familiei 15 mai al UNELU, cu suportul colegilor noștri din România și cu o implicație financiară substanțială din partea primăriei municipiului Chișinău. Alături, nu departe, este parcul la izvor, care se transformă pe zi ce trece, chiar dacă undeva se lucrează mai încet, mai sunt probleme legate de licitații, mai sunt probleme legate de timp, dar o să fie bine, o să fie unul dintre cele mai frumoase parcuri din capitală. Intervenim la Valea Trandafirilor, pe aleea Mircea cel Bătrân sau în zona Scoarlui Costin. De exemplu, pe alei, că tot ne întreabă lumea, de ce n-am finalizat lucrările acolo? Pentru că, iarăși, nu avem asfalt cald. Noi putem să facem, am amenajat zona, dar da, trebuie să venim în tot cadrul ăsta legal. Tabere de vară vor fi. Astăzi am discutat cu doamna Cutasevici la deschiderea frumoasă, eu zic, a bibliotecii în care aer. Care a rămas fără cărți. În aer liber. Noi am zis că sunt oameni diferiți în capitală, sunt și mai bădărani, sunt și cu lipsă de 7 ani de acasă. Se întâmplă, da, unii aruncă băncile în lac, alții distrug aceste bănci. Apropo, aici o paralelă. Câțiva ani în urmă am fost la Orhei după reamenajarea și lucrările pe care le-a făcut Ilan Șor în acest oraș. Am văzut și camere de supraveghere a spațiilor publice, dar în discuția pe care am avut-o cu un agent de pază, dânsul spunea că dacă anterior 80% făceau mizerie și 20% le făceau observații, mentalitatea s-a schimbat atât de mult încât acum practic 90% fac observații, la restul 10 care încă mai fac mizerie. Este o soluție camera de supraveghere? Camerele de supraveghere sunt practic în toate proiectele pe care le facem noi, începând cu subterane, scoaruri, parcuri. Acum am pus ca și sarcină față de toate sectoarele, față de toate regiile, ca proiectele care încep noi în acest an și ele o să fie multe. Suntem în proces de proiectare, pentru că oamenii întreabă dacă când o să fie lucrările. Cu unele suntem în proces de proiectare, pentru că am călcat pe niște greble anul trecut, recunosc, dar nu am avut documentații de proiect. Deci nu puteam să stăm cu mâinile în buzunar, să nu facem nimic. Ne-am învățat lecția pe unde mai bine, pe unde mai rău. Acum suntem cu foarte multe proiecte în Chișinău, proiect la birouri particulare ca să mergem cap coadă conform standardelor.
Și o solicitare a fost din partea mea pentru toate aceste noi începuturi să existe camerele de luat vedere, iar cele vechi să fie instalate și o să vă invităm, cred că nu mâine, dar în scurt timp, poate câteva luni, la centru de monitorizare online, ca să vedeți cum o să văd toate aceste lucruri. Și ați văzut că acolo unde s-a intervenit, chiar cu acele murdării care au fost asupra fotografiilor medicilor, aici chiar nu pot explica, deci, comportamentul oamenilor sau în subteraniu unde s-a distrus sau în alte părți. Până la urmă, poliția i-a identificat și respectiv cu sancționările de rigoare. Dar noi am pornit de la tabere. Deci discutam că astăzi am deschis această bibliotecă împreună cu alții. Am zis, motoul trebuie să fie să nu poată duce ei atât cât aducem noi. Și eu exact asta cred că oamenii sunt corecți. Nu, oameni corecți, bine educați sunt mai mulți decât cei prosti educați. Și atunci ne trebuie să mergem prin exemplul nostru. Biblioteca astăzi s-a umplut de cărți în Scoarul Eminescu, unde avem și sonorizare audio, unde o să avem teatru radiofonic, unde o să avem diferite evenimente. Și am zis că vrem să scoatem tot ce este frumos. Ați văzut când am lansat aceste havuzuri extraordinare din Chișinău, am avut locații în care am adus copiii talentați pe care îi aveam de la Doga, de la Mare Bieșu, de la Poliakov, de la Stârcea, avem copii extraordinari pe care să-i vadă lumea, pe care să-i punem în valoare, să multiplicăm aceste intenții nume, pentru că ne-au spus și colegii de la instituții că după asta au venit părinții să întrebe, dar unde e școala asta de muzică sau unde e școala de arte? Asta vrem să facem, vrem să revină sportul, educația, cultura și spiritul în oraș. Asta ne dorim cel mai mult. Și tot azi urmează să mai discutăm, seara târziu deja, ca până luni cel mult să definitivăm conceptul pe taberele de vară. Am avut mai multe opțiuni și opțiunea care includea valul nou, eventual pandemic, pentru că asta ne spuneau medicii și instituțiile specializate, dar vedem până când că statisticile sunt bune. În sens de rata de infectare este în scădere și devierile nu sunt foarte mari. În același timp există rata de contagiozitate, care indicele, care tot ne dă un pic bătăie de cap, dar suntem cu situația pe puls și vom informa. Eu cred că săptămâna viitoare o să venim cu poziții cum vor arata aceste tabere, dar vreau să știți că ne pregătim și o să fie bine. Plus, în spațiile, în zonele verzi, în Chișinău, vom scoate tot ce este frumos în acest an în evidență, în această vară. Am vorbit cu Departamentul de Cultură, cu Direcția de Cultură, cu doamna voluntar. Pregătim evenimente plăcute pentru locuitorii capitalei. Noi avem mai puțin de 5 minute din această ediție. Mai am câteva subiecte pe care aș dori să le abordăm. Haideți. Relativ scurt. Ați spus despre frumos și urât în Chișinău. Ce se întâmplă cu cinematograful Gaudeamus? Când totuși locul va arăta frumos, dar nu dărâmătură. Doi, când vin autobuzele noi în capitală, că interesează și pe locuitorii din suburbii, când vor merge cu mașini performante. Și cu ce proiect vă puteți lăuda, că îl începeți sau îl finalizați în acest an? Deci, dacă e să spunem ce aș vrea eu să începem în acest an, este strada 31 august. Alături de Tighina și Alexandru cel Bun, suntem în proces de licitare a lucrărilor. Eu sper că acest proces va fi finalizat pozitiv, pentru că există foarte multe birocrații în această privință. Evident că toate proiectele îmi sunt dragi. Și cele mai mici, și cele mai mari, dar dacă tot m-ați întrebat care va începe, ăsta este cel care trebuie să înceapă. Când? Vom vedea. Să fie toate procedurile legale făcute. Pentru că nu pot face distinții. Că și transport e nevoie, și stația de epurare e nevoie, și noi ăștia de la Țânțăreni, și procesul de management a deșeurilor, și scoarurile, și parcurile, care sunt foarte dragi, în care investim foarte mult, nu doar finanțe, dar și inspirații și atașament.
cu toate problemele care există, că s-a mai lăsat ceva pe șantier, că s-a aruncat ceva aiurea. Încercăm să-i controlăm pe toți oamenii, dar chiar dacă ceva nu merge, rugăm să ne sesizați, intervenim în teren. Deci asta e pe partea de proiecte. Sunt dragi toate, vreau ca proiectul Chișinău amenajat, confortabil, să avanseze în fiecare zi. Autobuze. Autobuzele urmează să vină în acest an. Am încredere, haideți să spunem așa, 95%. Suntem pe ultima sută de metri de identificare a soluției. Acum este la ANSC. A fost desemnat câștigătorul. Dumneavoastră cunoașteți că în aceste condiții grupul de lucru, din care eu nu fac parte, l-a selectat pe MAZ. Acum urmează proceduri tehnice. Este totul conform, nu este conform, dacă există contestații, probabil că există și întrebări. O să vedem, nu este mingea în terenul nostru, este mingea în terenul celor la autoritatea centrală, dar în orice condiții am încredere că în acest an aceste 100 de autobuze vor veni. Acum suntem pe final de asamblare, ziceam, acelor 10 troleibuze. În scurt timp, două troleibuze mari pe care le-ați văzut urmează să fie lansate pe rută. Pe ruta 22, celelalte vom avea o rută nouă și în total avem zeci de unități de transport aduse în mai puțin de jumătate de an. O să urmeze și aceste autobuze. Discutăm și despre autobuzele la mâna a doua, e mai complicat, sunt diferiți operatori, avem o echipă care negociază, doar că până noi ne gândim, până ne mai consultăm, până facem evaluări, ele sunt vândute. Ține de Norvegia, Italia, Olanda, comunicarea pe care o avem în fiecare zi. Și prima întrebare era... Gaudeamus. Gaudeamusul este proprietate privată. Noi nu avem treabă acolo. Noi am încercat să reglementăm zona ca să nu fie intervențiile pe care le-ați văzut cu toții, repet, destul de urâte. Dar este teritoriul privat. Asta ca și cum aș veni la dumneavoastră în apartament să vă propun ceva. Noi am discutat. Haideți să găsim o soluție pentru o entitate culturală. Haideți să schimbăm terenul. Acum, mingea e pe partea agentului economic. El dacă nu vrea, eu nu pot să-l oblic. Căutăm soluții. Împreună, ei se gândesc cum să-și scoată profitul la maximum, vreau să construiască o clădire foarte mare acolo, noi nu le dăm voie, iată, cam aici ne-am oprit. Am înțeles. Eu vă mulțumesc mult pentru discuții, nu avem timp pentru a le continua în emisie direct, o facem în afara emisiei. Vă mulțumesc mult încă o dată. Doamnelor și domnilor, rămâneți în continuare cu NTV Moldova, să aveți o seară cât mai frumoasă, dar alături de noi.